Asociația Institutul Cultural Ars Rediviva, în colaborare cu Teatrul Dramatic Gălățean, organizează expoziția Primele Lumini, cărți și documente referitoare la începuturile dramaturgiei. Operele fac parte din colecții private și pot fi văzute începând de sâmbătă până pe 30 iunie. Primele Lumini, pentru că ne concentrăm mai ales pe primele scrieri în limba română, din zona dramaturgiei, fie că sunt traduceri, fie că sunt opere ale unor autori români. În foaierul Teatrului Dramatic pot fi admirate primele traduceri în limba română ale lui Otello și Romeo cu Julieta din 1848, ediții dramatice aparținând lui Caragiale, Alexandrii și de la Vrancea, plus o serie de documente semnate de Lucian Blaga ori Victor Eftimiu. E o primă expoziție de carte și manuscrise și, mă rog, presă legată de dramaturgia românească. E preponderent vizată prima parte a dramaturgiei românești, din 1836. Avem prima traducere a lui Otello în limba română, prima traducere Romeo cu Julieta în limba română, iarăși o primă traducere Shakespeare din engleză, e vorba de Julius Caesar. Expoziția cuprinde și o ediție a revistei Flacăra din 4 februarie 1912. Caricatura de pe copertă a fost realizată de pictorul și graficianul Iosif Iser. La capitolul manuscrise e manuscrisul lui Lucian Blaga. E, mă rog, varianta dactilografiată cu adnotări, inclusiv cu autograful lui Blaga, la ultima operă dramatică la care a lucrat Blaga, e vorba de Faust, Goethe, câteva manuscrise Victor Eftimiu legate de activitatea teatrală, sunt cărți cu autograf, ediții Princeps, inclusiv un ziar omagial Caragiale, în momentul în care Caragiale împlinea 60 de ani. La 4 luni după aceea avea să se stingă Caragiale. Expoziția Primele Lumini, cărți și documente referitoare la începuturile dramaturgiei, cuprinde opere din 1836, precum traducerea comediei Junețea lui Carol al II-lea până la lucrări apărute în 1953, cum este Faust, prologul în cer și trei scene de Goethe, tradusă de Lucian Blaga.